Astăzi vă voi povesti despre Cartea Minune. Este foarte frumoasă. S-a făcut și un film după ea. Eu, de fapt, am văzut la început filmul. După aceea am citit cartea. E foarte frumoasă. Nu. Este vorba despre un băiat, August, care s-a născut cu o problemă la față și arăta foarte diferit de ceilalți. Și copiii se purtau urât cu el. Nu a mers până la 10 ani la școală, este de o vârstă cu mine. Și a intrat în clasa a 5-a. Până atunci a făcut homeschooling și prima oară când ajunge la școală, ajunge în clasa a 5-a, la 10 ani. Exact. Cum se poartă copiii cu el? Unii se poartă urât, unii frumos. Majoritatea urât. Dar după aceea, dacă încep să-l cunoască mai bine și se poartă mai frumos cu el. Dar greu, nu? Da, greu. Copiii cum sunt? În general și la noi? În general sunt mai răi decât noi. Da. Și nu prea văd ce e dincolo de fața unui om, nu? Exact. Trebuie să privești cu inima, nu cu ochii. Nu cu ochii, exact. Unde am mai întâlnit replica asta? În Micul Prinț. O altă carte frumoasă de suflet pe care o recomandăm tuturor. Exact. Ce simte Oghi sau August, cum e tradus în limba română? Păi... Încearcă să se simtă bine, încearcă să nu ia în seamă toate părerile celorlalți. Dar până la urmă se obișnuiește și se simte foarte bine. Ce răutăți îi fac copiii? Îi scriu bilețele, este un copil rău în carte, Julian, și a întors foarte mulți copii de cealaltă parte, să nu fie prieten cu August și cu prietenii lui. Ca să răutăți. Fără niciun motiv. Da, fără niciun motiv. Ca să-l facă să sufere, pur și simplu. Da. Crezi că sunt și în realitate copii din ăștia? Sincer, da. Ai întâlnit, nu? Da. Știi cum se numește fenomenul ăsta? Bullying. Bullying. Și noi trebuie să avem grijă întotdeauna. Nu se întâmple asta. Și să vedem tot timpul ce e în sufletul fiecărui copil. Că exact. Fiecare are sentimentele lui. Da. Să te pui în locul lui, să te gândești ce simte el. Cartea asta, pentru ce copii crezi că e recomandată? Cam de la 9 ani sus. Cei care merg la școală și înțeleg ce se întâmplă, da, nu? Da, da, da. Cum este Oghi în cele din urmă? Fericit. Și părinții lui? Fericiți. Și colegii lui? Fericiți. De ce se numește Minune? Păi, la sfârșitul cărții este o situație care mama lui spune: August, ești o minune. Cum de fapt e fiecare copil pentru părinții lui. Da. Un sfat pentru copiii de vârsta ta, care de multe ori uită să se uită în sufletul celuilalt și îl judecă după cum se îmbracă, după cum arată? Să te gândești și în sufletul acelui copil ce se întâmplă acolo. Și să nu-i judeci după aparențe, nu? Exact, da. Să fii prieten. Că de multe ori, în sufletul lui, e mult mai frumos decât lasă să se vadă. De multe ori, exteriorul... Întotdeauna când vezi un om, te gândești la el după exterior. Dar înainte trebuie să-l cunoști mai bine. Ok. Cartea, Minunea, o recomandăm? Da, este... Foarte. E în topul tău acum, da, nu? Da, am înțeles că a ajuns în topul preferințelor tale. Exact. Și filmul să-l vadă cine nu l-a văzut. Cartea e de citit, ori înainte, ori după film, nici nu contează. Da, nu contează. Și? Mulțumesc!